Tinerii Asociației Ismael au împărțit zâmbete doamnelor și domnișoarelor care au trecut prin zona centrului din Târgu Jiu. Înarmați cu sute de mărțișoare, tinerii au împărțit pe lângă zâmbete și mărțișoare. Suntem de la Asociația Ismael și avem o activitate de mărțișoare. Împărțim mărțișoare bătrânilor de multe ori și tinerilor. Și acum am terminat activitatea. Chiar mi-a plăcut reacția bătrânilor, sunt foarte drăguți. Și am să vă dau și dumneavoastră. Deci ați adus un zâmbet pe buzele oamenilor astăzi. Da, da, chiar da. Și o să mai facem și pe o martie și mereu. De cât timp faceți asociația? Asociația o avem de un an. Anul trecut nu am făcut de 1 martie, dar a fost... Nu, este din noiembrie 2022. Asociația e mai mult din Râmnicu Vâlcea, doar că avem filială și în Târgu Jiu. Ziua a fost marcată și de partidele politice care au împărțit flori pe centrul pietonal din Târgu Jiu, dar și în alte localități din județul Gorj.